Alertă cu bombă la judecătoria sectorului Centru. Zona a fost încercuită de către poliție, care a stabilit în urma verificărilor că alerta a fost falsă. La judecătorie au sosit echipaje ale geniștilor, pompierilor și poliției, care au verificat clădirea timp de 2 ore. Personalul a fost evacuat. Polițiștii spun că cel care a anunțat despre plasarea bombei a fost condamnat anterior la 19 ani de închisoare. El a expediat o scrisoare la judecătorie în care scria că instituția este minată. Individul riscă o amendă de până la 10.000 de lei sau încă 2 ani de închisoare. Dumnealui a expediat cu data de ieri, 22 decembrie, în adresa judecătoriei scrisoarea respectivă și care a fost recepționată astăzi, a fost deschisă de către lucrătorii cancelarii. Acest individ a mai făcut de mai multe ori apeluri false, inclusiv și cereri cu amenințări în privința judecătorilor.